high density lipoprotein care transportă colesterolul bun. Colesterolul bun. Deși denumirea asta de colesterol bun sau colesterol rău, trebuie să vă spun, este dată de presă, nu de comunitatea științifică, dar a prins foarte bine. De cărăușul bun și cărăușul rău? Da, da. Se consideră că HDL-ul face un rol de spălare. Vascular, în felul, din această cauză este considerat colesterolul bun, cu proprietăți antiaterogene. Nu are un rol practic în procesul de aterogeneză acest colesterol bun. S-a constatat că nivelul lui este invers corelat cu mortalitatea, adică cu cât este mai crescut, cu atât mortalitatea prin boli cardiovasculare este mai mică. Și de aici este ideea aceasta de colesterol bun sau colesterol rău. Și atunci noi ce ne măsurăm, ca să știm cum stăm? Pentru început, colesterolul total. Și pe aceea, la orice laborator, îți dă fracțiunile. LDL, colesterolul, HDL, colesterolul, nivelul trigliceridelor. Sigur că cifrele au scăzut ca și nivel al valorilor normale în ultima perioadă. Dacă la ce cifră s-a ajuns? 190. Idealul.